prieteni, în minutele următoare, un material dedicat împătimiților hardware. Acum două zile, mare lansare, mare, AMD a lansat noua sa placă grafică 6970 la bătaie directă cu 570 de la Nvidia. Odată cu lansarea lui 6970 a avut loc și lansarea surorii mai mici, adică 6950. În principal, însă, în minutele următoare, Tudor Bădică va vorbi despre gama de vârf, adică 6970. La fel cum anul trecut, în decembrie, discutam despre cea mai puternică placă video a momentului respectiv, atunci AMD Radeon HD 5970, și astăzi vom discuta despre niște plăci video foarte puternice produse de AMD. Este vorba de plăcile video dotate cu nucleul Cayman. Acesta vine în două arome, Cayman Pro și Cayman XT, sau mai bine zis două plăci video, HD 6950 și HD 6970. Spre deosebire de 5970, care era un produs dual GPU, astăzi avem de-a face cu două plăci video single GPU, cele mai puternice nuclee produse vreodată de AMD. 6970 este cel mai puternic single GPU de la AMD, este o placă extrem de solidă, o placă care înglobează 1536 de procesoare de shader, are frecvențe stoc foarte mari, 880 de MHz cu 1375 de MHz pentru memorii. Și o performanță grafică foarte bună, dar nu numai atât, și un foarte bun raport calitate-preț. Avem de-a face cu designul tipic seriei 6 de la AMD, cu aceste dungi roșii alternate cu negru, două mufe de alimentare PCI Express, una cu 8 pini, una cu 6 pini. Spre de 6870 avem de data aceasta doi conectori crossfire, ceea ce înseamnă că putem să realizăm configurații multicard cu 2, 3 sau 4 plăci. Un switch foarte interesant, care este o nouă adiție. Acest switch permite comutarea între modul BIOS Write Protected și BIOS pe care putem să-l scriem. Backplate, la fel ca și în cazul lui 5870. Ieșirile clasice deja pentru seria 6 de la AMD. Doi conectori Mini DisplayPort 1.2, un HDMI 1.4 și doi conectori DVI. Al doilea Cayman despre care vorbim astăzi, Caymanul cel mic, se numește 6950. Există doar două diferențe majore față de 6970, și anume, numărul de unități de procesare este mai mic, avem de-a face cu 1408 shadere în loc de 1536. Și mufele de alimentare PCI Express sunt două mufe de alimentare PCI Express de 6 pin. Caymanul cel mai mic consumă mai puțin curent decât fratele său mai mare, și atunci nu mai este nevoie să folosim o mufă de 8 pin. În rest, partea cea mai bună și cea mai frumoasă legată de această lansare este că, în rest, cele două plăci sunt absolut identice. Avem același PCB, aceleași componente folosite, etajul de alimentare în 6 trepte pentru nucleul grafic este absolut identic, deci, practic, cu un preț semnificativ mai mic, vom beneficia de o placă cu o calitate a construcției identică. Ca și performanță, avem de-a face cu o performanță ceva mai mică decât GTX 570, dar, pe de altă parte, în acest segment de preț nu prea există concurență pentru acest produs. De 6950, cel puțin până la apariția lui GTX 560 în ianuarie, este, așa cum spun și cei de la AMD, clasă viță.